Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit într-un nou gameplay. Astăzi vom juca Infra, un joc în care ai o ceașcă de cafea lângă tine și ești la birou. No, ce poate să fie mai bine conceput de asta decât chestia asta? Așa, mă, învârte bila aia, învârte-o bine. O, zici că am fi într-un spital, dar totuși suntem într-un oficiu. Ce-i, mă, ce-a fost toată seara? Uite, bă, ce chelul e ăla. Și are și o cămașă pe el. F mouse to skip meeting. Dar păi merg și eu, bă, am treaba astăzi. N-am chef să stau aici, paralizat pe o parte, într-o încăpere atâta de închisă ca aia. O, oh, ce face domnul ăsta aici? Uite acolo ce lampă are. Și un ursuleț lângă el, bă. Dar totuși, n-are logică de ce cana aia e portocalie și la fel lampa. Bun, bă, uite aici câte mesă. Aici am putea face petrecere, bă. La ce a spus ușile astea așa, de închisă. Pentru că n-avem chei la ele. O să pare că putem și sări, bă. Dar păi nu-i bai. Covorul ăsta e fix pentru bunny hop-uri, uitați. Facem ca și în Counter-Strike. Da. O, oh, are o logică chestia asta. Am pus chestia aia ca să nu mai să închidă ușa, mă. O, oh, așa ceva avem și eu acasă. O să fac cadou la cineva. Bor mașină, mă, sau ceva în genul. Bun. Windows 8, mă. La ce dracu mai aveți Windows 8 când există Windows 10? Uite și asta. Are mouse din ăla de pe OLX, mă, cumpărat. Și am avut și eu o plantă acasă. Numai asta e plantă de birou, mă. Câtă bibliotecă avem pe aici. Astea sunt dosare din alea vechi. Numai că sunt pachetate în hârtii noi. O, oh, un acvariu. Așa ceva să ai la birou. Cred că toată ziua m-aș uita, uite așa numai la el. Da, ciudat. Și aici avem și o colegă de birou, se pare că. Salutări! Pot să te ajut și eu cu ceva la proiectul ăsta? Sau pot măcar să mă uit la el? Nu pare destul de convinsă. Deci ne vom da într-o parte. Avem aici un coleg. Salutări, domnule! Bă, dar ăsta are virus, bă, uite acolo. Ce l-a întrebat? I'm busy, dude. Da, bine, ești ocupat, mă. Să-ți fie rușine. Ne-a scos nouă atenție astăzi. O, încă o plantă la fel de bine concepută ca și cealaltă. O, și ăsta are un ventilator. Așa ceva chiar am și eu nevoie acasă. Desigur, am două, dar totuși nu mă ajung. De ce? De ce e închis aici? Ah, aici ne trebuie ceva pass card sau chestii în genul. Aha. Și avem și un cuptor cu microunde, dar ce caută sticla aia de suc acolo? N-are logică chestia asta. Bun, deci trebuie să furăm un keycard din ăla. Știți cum erau în celelalte jocuri. Trebuie să găsim pe aici. Oho, avem foarte mulți colegi de birou. Și totuși aici e închis. Pentru că de ce nu? Ah, în sfârșit, mi-am dat seama. Salutări! Ce facem astăzi? Bă, dar nu vorbiți. Halo? Tăța, aceeași freză în jocul ăsta. Mamă, zici că-s robot, mă. Mă duc de aici, că ăștia poate să întorc așa cu spatele la mine și mă prind. Îmi fac ceva, eu știu. Mă violează. O, oh, deci numai așa mi-are. M-am prins. Așa. Bun. Și? Din coace? 12-7. No, așa e, mă. Dar trebuie să mergem cu liftul sau mergem la saună? Mergem mai bine la saună. Ăla-i. Asta e ieșirea de urgență. Și bănuiesc că pe aici ar trebui să se afle ceva, nu? Sau numai niște scări. Dar păi la ce e bun să se afle ceva în ieșirea de urgență? Numai scările. Bun. O, în sfârșit o cameră. O casă ca lumea. Uite aici. Ăștia țin lângă cuptorul de microunde toate sticlele de lapte și de beare. Pentru ce? No, dați-mi și voi un motiv. Pentru ce ai ține acolo sticla de lapte?
lângă radiațiile alea, când încălzești ceva în el. Oh, și asta mai chiar nu are sens chestia asta, uite. Am încercat să fac un geam mai ca lumea. Și aici au pus plasma fix pentru spectatorii care sunt la masă. Și ăsta din partea asta își bagă ceva în ea viață pentru că nu vede nimic. Nu-i bai. Se mai întâmplă. Ce să faci? Bun. Și ce-i cu apartamentul ăsta totuși? Aici ce să făcea? Că văd că priveliștea de afară e foarte interesantă, dar jos nu văd nimica. Bun, și aici e baia, desigur. Uite, avem șampon. O, mișto. Dar nu putem să facem un duș așa repede. Nu, de ce nu? Pentru că există doar toaletă pentru femei și pentru bărbați, așa e. Sau numai o singură toaletă, asta e universală, bă. Deci nici măcar câta n-au făcut la biroul ăsta. Avem aici un grătar, dar pentru ce a scos grătarul aici? Am? Ce logică are să pui grătarul fix aici în față? Și aici, cred că e ceva muniție. Muniție de război, nu pot să-mi dau seama. No, bun, hai să folosim totuși liftul ăsta de la început. Da. Etajul 7. Hai mă, mergi. Ale. Bun. Și exact la etajul 7 trebuie să ajungem noi. Și cât o să dureze asta? O, păi suntem la etajul 8. Bun. O singură treaptă, cred că. Nu? Așa. Hai, deschide. Ale. Bun. Iar acum. Bă, mi se pare mie sau e aceeași etajă asta? Ăștia fac mișto de mine, serios? Bă, tipii ăștia erau exact aici. Și asta e aceeași cameră, mă. Nu? Că doar aici e colega noastră, da. Bun, 708. Deci ăștia ne fac iluzii optice, a? Păi cum ai trecut un etaj, mă? Când acolo scrie etajul 7 și dincolo ce scrie... Bă, ești nebun. Și scrie acolo etajul 8. Deci înseamnă că celelalte trebuie să le folosim, nu? Cred că da. Aici scrie unul. Cred că la asta trebuie să merg. Bă, dar numai ăla mai are. Serios? Numai acel lift merge. Păi și de ce nu vrea să mă... Așa, mă. Etajul 8 ăla e. Bravo! Avem aici un carpet foarte bine compus, uite acolo, numai scame pe el. Oh, în sfârșit o cameră nouă. La așa ceva nu mă așteptam. Și aici, în cobaie, desigur. Noi nu ne vedem în oglindă pentru că suntem invizibili, mă. Deci noi avem atâtea super puteri în jocul ăsta. Da, aici faci numai... Să nu iasă mirosul. O, și asta e pentru femei. Ăla-i. Măcar aici au făcut baie și pentru bărbați și pentru femei. Are logică. Dar bine că e închis. Cum să nu? O, astea sunt perfecte pentru o petrecere, mă. Aici la birou. Da, iar domnul ține sticlele de lapte lângă cuptorul cu microunde. Foarte inteligent băiatul. Și ăsta e oficiul nostru, nu? Hai mă, așează-te. Nu, i-am furat cheile. O trebuie să-i furăm cheile pentru apartamentul de mai sus, unde avem noi treabă de seară. Ăla-i, bă, lanternă. Și aici? Nimic altceva. Mă, nu-i bai. Bun, e și aia. Cu asta nu ne descurcăm, cu asta mergem noi la fier vechi. Bun, cam atâta. Așa, bun.
Nu ne facem și noi o cafea. Nu, am băut deja acolo. Așa și aici, închis. Desigur, închis. Și din coace. Și din coace. Și pot să jur că și în asta. Dar în asta nu. Ba da. Că trebuia să merg pe aici. Oh, aveți aici un los de cărat. Office master, copy paper. Hârtii de copiat, mă. No, hai să vedem. Luăm o doză. De ce nu? Hai, mă. Vreau un Sprite. De ce nu merge? N-ați făcut așa ceva în jocul ăsta. Da, fix. Mi se blochează ușa în față. Mamă, ce mișto. De apreciat la jocul ăsta, chestia asta. Și pentru ce am luat eu cheia aia? Nu era pentru chestia asta de aici. Auziți și voi ce aud eu? Aici e cineva care strănută. Sau ceva mai rău. Da. Atunci o să o luăm pe aici. De ce? De ce nu? Hai mă, sparg ușa dacă nu. Serios, mă duc și iau toporul și sparg ușa. Da, asta ați vrut, asta fac. Și aici e închis, bă. Deci trebuie să luăm toporul. Hai după el. Și aici e închis. Nu, mă, dacă te ușă o să am de astăzi de spar, mă. Și câte lacăte de... Wow. Și pe aici nu putem, nu? Desigur, pentru că pușa la unele astea noi nu putem să tracem pe aici, cum să nu? Da. Desigur. Oho, mouse din astea din Franța aduse. Și nu putem să furăm unul. Să-l punem la biroul nostru, să ne meargă mai bine. Nu, pentru că nu se poate așa ceva. Hai, mă, totuși să luăm de aici ceva. Nimica. Oh, îmi place imaginea asta. Foarte bine, concepută cu becurile astea de sus. Putea să pun un bec și lumina mult mai tare decât astea alte care le-au pus aici. Unul din ăla de 100. Alea fac pariu că nici măcar de 20 nu sunt. La cât de bine luminează. Da. Și nu ne putem duce mai sus, oare? Nu, decât pe aici putem să mai are. Adică jos. Păi e bun. Deci va trebui să facem rost de toporul ăla. Habar n-am de unde. Cred că tot pe aici o să fie. Uite, vasă invizibile. Ați vrut? Uitați aici, cadou. Trebuie să fie o debara pe aici. Nu. Desigur că nu. Dar găsim noi, stați liniștiți. O cale. Că batem la ușă la vecin și tot facem rost de un topor. Dar cum să nu? Sau l-avem în biroul nostru. Eu am încercat să deschid sertarele astea, dar ultima dată nu au mai mers. Uite ce scrie aici. Unused plans. Deci aici trebuia să fie securea, bă. Toporul. Dar numai nu-l găsesc. Cred că era în cealaltă cameră. Da. Am uitat-o închisă pe asta. Apoi ne descurcăm și cu asta, uite. Mai bun. Mișto. O, și noi am putea strecura pe aici și să mergem și pe acolo. De ce nu? Ar fi un plan bun. Păcat că nu se poate, e imposibil, uite. Pe acolo era coridorul ăla. Și am putea să ne dăm drumul de aici. Cea mai mare impresie făcută vreodată într-o clădire ca asta. Bă, deci aici n-am fost. Ce e aici?
Închis. Desigur, de ce nu? Mi se pare sau mie sau asta e o cameră de... Ce-o spus acolo? Saună. Da. Cam așa seamănă. E o cameră de saună. Bun. Acum am coborât etajul jos, din nou. Fără să folosesc liftul, sunt mult mai econom. Dar totuși putem să o luăm pe aici. Ăla-i, bă. Închis. La asta nu ne așteptam. Bun, hai să merg mai sus atunci. 7, 8, cred că mai are 8, dar nu există. Sau e bardat, uite. Eu ce v-am zis? Pentru că de ce nu? Și pentru că se poate. Mișto. Fire exit, do not block. Ieșire de urgență. Și bă, lifturile astea toate stricate, da. Mișto. Înseamnă că nu o să mai găsim toporul și nu o să mai reușim să trecem pe acolo. Asta e LG? Da, clar. Scris invers. No, mă. Hai, deschide ușa asta. Sparge-o cu ceva. Cu capul. Că dacă nu găsim toporul ăla, serios, nu avem ce să facem. Deci fără toporul ăla suntem un nimic în jocul ăsta. Uite, bă, nici nu mai are să intru aici. Sau era dincolo, da? Poate dacă forțăm ușa la infinit, așa o să deschidă până la urmă. Nu? Sau nu? Totuși, cred că trebuie să vorbesc cu ea de jos, mă. Hai să vedem. Poate ne dau ei niște răspunsuri. Ia stați așa. Aici n-am verificat. Avem un radio acolo. Și o ușă care e închisă, blocată de niște gunoaie. Și de aici nu putem lua nimic, desigur, pentru că așa e făcută camera aia. Asta e un bloc înaltă. Da. Serios? Așa e închisă, bă. No, hai să vorbim cu oamenii ăștia. Ne vor da niște keys pentru sus sau un topor. Așa-i? Așa-i, domnilor. Bă, dar voi chiar sunteți atât de... Hey, did you send me that report yet? Hey, you want to Alo? grab some coffee later? Alo, domnii? Bă! Sorry, man, I got some work to do. I'll catch you later. Nu pot să înțeleg oamenii ăștia. Uite, paralizați, mă, serios. Și ăștia la alții, la fel. A, în sfârșit. Domnule, domnule, deschide ușa, bă, alo, te rog eu. Tu ești singura mea salvare, domnule. Bă, eu sunt închis aici. Nu pot să ies. Îmi trebuie chei. De unde să fac eu rost de chei? Că nici măcar nu știu unde sunt. Bă, deci ajungi disperat aici, serios. Ce se aude așa? Bă, deci asta cred că ne poate ajuta. Din afară. Domnule! Alo! Până mai fi acolo concentrat, mă, serios. Ajută-mă să găsesc toporul și să deschid ușile de la etaj. Bă, sau ăsta, uite-l. Care o trecut pe acolo. Trebuie să vorbim cu unul. Sau găsim pe aici un topor. Și nu ne-am uitat noi bine. Ar trebui să fie aici, uite, scrie fragil. Alea niște planuri de săptămâna trecută. Dar păi fix pe aici nu găsim așa ceva, o unealtă, mă, ceva. Care să ne ajute sus. Nici tu nu ne poți ajuta. Uite, asta are părul blond în față și dincoace are coada roșie. Adică roșcată. Dar păi asta chiar nu are niciun sens. Nici peștii ăștia nu ne pot ajuta, așa-i? Asta chiar e cea mai interesantă operă de artă care am mai văzut-o vreodată printr-un joc. Uite, bă. Deci, serios. Cum să nu fii surprins când vezi așa ceva, mă? Cum să nu fii surprins, mă? Bă. Serios? Vai. Da. Domnul, deschideți ușa, mă. Deschide ușa că vin cu toporul la tine acasă și te violez. Ăla chiar nu-i pasă, mă. Ăla chiar nu-i pasă.
Uite-l, trece pe acolo. Și vine pe aici. Haide, mă, și treci pe acolo, parcă văd. Bă! Alo! Ce că easy, dude. Păi, acum vin cu toporul la tine, mă, dacă, pe acasă, dacă nu îmi dai ceva să intru acolo sus, mă. Ce că easy, dude. Da, păi. Înseamnă că suntem blocat aici, n-avem ce să facem. Și vom continua în episodul următor. Să vedeți cum am scăpat de aici și cum o să ajungem noi acolo mai sus. Bă, dar chiar e faină vreme de aici, uite, norat. Exact ca și la mine acasă. Bun. Ne mai vedem noi. Ciao!